De 1 aprilie, fiecare român își dorește să respecte tradiția prin realizarea unei farse persoanelor apropiate sau cunoștințelor. Fie că unii își doresc să le întindă o capcană mai ușoară prietenilor, fie că optează pentru una mai serioasă, cu toții o fac pentru a se amuza. Deși 1 aprilie nu figurează niciun calendar ca zi de sărbătoare, oamenii nu ezită să se distreze pe seama altora în fiecare an. Metoda păcălelii a fost adoptată astăzi și de o parte din giurgiuveni. Aceștia spun că puțin după primele ore ale dimineții au avut parte de farse amuzante din partea copiilor, colegilor și a prietenilor. Care ar fi prima persoană la care te-ai gândit să-i faci astăzi o farsă? Astăzi prima persoană m-aș gândi la sora mea. Cum crezi că ar reacționa? Ar țipa la mine și pe aceea ar începe și ea să râdă cu mine. Dar care a fost cea mai mare păcăleală pe care ai încasat-o vreodată? De la tata. Ce a fost? Mi-a pus în loc de pastă dinții maionez. Soțului. Cum credeți că a reacționat? Cu siguranță frumos. Dar care ar fi fost cea mai mare farsă încasată de dumneavoastră? Cea mai mare farsă încasată de mine? Chiar nu știu. Oricum mi-a făcut-o fata mea de dimineață. Deci mi-a zis, mami, zice, deschide ce Facebook, că te caută cineva urgent. Mă, mami, nu înțeleg, i-a spus, mami, lasă-mă că am treabă, sunt la serviciu. Mami, deschide să vezi că acolo te caută cineva, că am înțeles că n-a putut să te prindă pe telefon. Bineînțeles, zice, mami, nu deschide, zice că până la urmă a fost o farsă, că a fost 1 aprilie. Care a fost cea mai mare farsă încasată de tine? Prietenul meu mi-a spus că mi-a luat un joc și a fost fake. Cred că ne-am luat una chiar acum, că am plecat de la școală și ne-au mințit colegi că nu mai facem ore și ne-am plecat. Acum să vedem dacă ne-am luat-o sau nu. Farsele de 1 aprilie au început să devină o tradiție după trecerea la calendarul gregorian, care l-a înlocuit pe cel iulian. În 1582, Papa Grigorie al XIII-lea a ordonat trecerea la un calendar conform căruia anul începe la 1 ianuarie. Cu toate acestea, mulți francezi au refuzat să accepte schimbarea datei și au continuat să sărbătorească revelionul în prima zi din aprilie. Aceștia au devenit subiect de glumă și farse pentru că refuzau noutatea și erau considerați tradiționaliști. Sărbătoarea farselor s-a răspândit în întreaga Europa. În România, păcălelile de 1 aprilie au început să fie practicate în secolul al XIX-lea. Tradiția spune că este bine să faci farse înainte de ora prânzului, pentru că, alminter, vei avea ghinion tot anul.